Biserica Philadelphia din Chicago salută participanții la cea de-a 50-a convenție a bisericilor pentecostale din Statele Unite și Canada. Folosim momentul acesta pentru a felicita echipa organizatoare a Bisericii Emanuel, pe pastorul Lazar Goc, soția Maggie și întreaga familie și pe toți cei care sunteți implicați în acest eveniment grandios. Ați făcut o lucrare excelentă, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Convenția este un eveniment unic, este un eveniment grandios, este un eveniment minunat care ne adună pe toți românii credincioși împreună în fiecare an. Este incredibil că a rezistat 50 de ani. Personal aș fi vrut să particip la prima convenție, însă adevărul este că nici măcar nu eram născut. Prima convenție la care am participat a fost în Phoenix, Arizona, în 1996. Proaspăt venit în America, am fost surprins de vitalitatea convenției, de mulțimea participanților, de serviciile dinamice și extraordinare. Am fost uimit de prezența lui Dumnezeu. Atunci, în 1996, s-a născut în inima mea o dorință, să am ocazia să organizez odată convenția. Visul acesta al meu s-a îndeplinit, având marea posibilitate, onoarea și responsabilitatea ca împreună cu Biserica Philadelphia să organizez două convenții, în 2004 și 2011. A fost o bucurie incredibilă în organizarea acestor convenții, dar și o responsabilitate uriașă din toate punctele de vedere. An după an continuăm să ne întoarcem la convenție în fiecare oraș, de pe o coastă pe alta, bucurându-ne de prezența lui Dumnezeu, de părtășie, de cuvânt, de închinare, de tot ce se întâmplă la fiecare convenție în prezența lui Dumnezeu. De 22 de ani particip în fiecare an la convenție. Fiecare convenție este interesantă, este minunată, este un eveniment special. În inima mea și mintea mea am însă o întrebare. Oare copiii mei, generațiile care vin după noi, vor mai participa la convenții? Cred că este responsabilitatea noastră, a generației actuale, să organizăm convenții spirituale, dar atractive, convenții relevante, convenții dinamice, în care este manifestată prezența lui Dumnezeu, iar generațiile care vin pot să experimenteze această prezență la convenții. Este posibil să, dacă nu vine Domnul, să organizăm a 75-a convenție sau chiar a 100-a convenție, dar noi, ca generație actuală, generație adultă, trebuie să pregătim generațiile care vin, să pregătim convenția pentru această perpetuitate a convenției a spiritualității românești. Noi împreună putem face lucrul acesta.